Ceapa care s-a stricat poate dezvolta pete întunecate pe stratul exterior, pe care pot începe să crească mucegai. Mai mult vor începe să încolțească și lăstare verzi din vârf. Ceapa întreagă trebuie să fie netedă și fermă. Dacă are zone moi, înseamnă că a început să se strice. De asemenea, ceapa care începe să putrezească va începe să miroase urât, neplăcut, și ceapa începe să se strice și să aibă o textură moale. Unul din motivele pentru care ceapa se strică are directă legătură cu recoltarea ei. De obicei, ceapa care a fost recoltată mult prea devreme, înainte ca toate frunzele să se usuce, ea tinde să se strice mult mai devreme. Al doilea motiv este faptul că nu a fost uscată suficient sau suficient de bine. Ceapa trebuie întinsă și lăsată să se usuce foarte bine. Ideal ar fi ca cepele să nu se atingă între ele și trebuie întoarsă la câteva zile pentru a se usuca bine pe toate părțile. Înainte de a fi pusă la păstrare, ea trebuie sortată, iar ceapa care este deja puțin stricată trebuie îndepărtată de lângă cele sănătoase. Cel mai bun mod de a usca ceapa este prin împletire și agățarea lor în locuri în care soarele nu o atinge, iar în acest mod ea se va usca perfect. Apoi, ceapa trebuie păstrată în recipiente care să permită aerului să circule. În cutii de plastic sau saci de plastic este un mod excelent de a o păstra. Ceapa se păstrează la loc răcoros și întunecat, dar bine ventilat, cu temperaturi cuprinse între 4 și 10 grade Celsius. Dacă este expusă puțin la lumină și are și puțină umiditate, atunci va începe să încolțească și să putrezească. Chiar dacă ceapa este depozitată într-un spațiu ideal, ea trebuie verificată săptămânal pentru a căuta cepe care încep să se strice sau să încolțească, pentru a le îndepărta rapid, deoarece poate afecta întreaga cantitate de ceapă stocată. Pentru a alungi durata ei de valabilitate, nu o depozităm alături de cartofi. Ceapa și cartofii nu se depozitează împreună sau cel puțin să aibă o anumită distanță între ele, pentru că se afectează și se alterează reciproc.